Acum 1500 de ani, o vrăjitoare pe nume Vui a terorizat pământul. Așa că un călugăr Shaolin pe nume Dashi s-a folosit de niște obiecte magice numite Shengong Vu pentru a o doborî pe vrăjitoare și pentru a o sigila într-o cutie. Urmând ca după aceea Dashi și un dragon pe nume Dojo să ascundă toate Shengong Vu-urile peste tot pe pământ ca acestea să nu cadă în mâinile cui nu trebuie. Toate bune până acum, dar ceea ce legenda lui Dashi nu menționează este că acesta nu a oprit-o de unul singur pe Vuia, ci împreună cu alți doi călugări Shaolin, împreună cu Chase Yang și Wang. Amu, după înfrângerea Vuiei, Chase Yang a fost abordat de un bob de fasole malefic pe nume Hannibal Roy Bean, bob de fasole care i-a umplut capul cu minciuni și care l-a făcut să creadă că Wang îl va trăda pentru glorie. Așadar, Chase s-a văzut nevoit să bea o supă magică care l-a făcut malefic și l-a transformat într-o reptilă. Deci acum că Chase e rău, el și Hannibal au terorizat lumea, dar la un moment dat reptilianul a considerat că este mai bine de unul singur, așa că l-a blocat pe Hannibal în dimensiunea Yin Yang cu ajutorul unui Wu numit Yang Yoyo, lucru care ne aduce în prezent unde un puști smiorcăit pe nume Jack Spicer care vrea să fie malefic, a primit cadou de la Taxu cutiuța în care era închisă Vuia, așa că vrăjitoarea a fost eliberată, dar ea este blocată sub forma unei fantome inofensive. Așadar, ea face echipă cu Jack și îl pune pe acesta să strângă Shengong Vu-uri pentru a-și putea recupera puterile. A, da, odată cu eliberarea Vuiei din cutiuță, echilibrul lumii s-a stricat, iar drept consecință Shengong Vu-urile se activează rând pe rând și emit un semnal care poate fi reperat atât de către Vuia, cât și de către Dojo. Plus că tot vorbeam de Dojo, mai nou el șoar de la un templu Shaolin unde un maestru pe nume Fang antrenează 4 copii care au fost aleși să devină dragoni Shaolin și să lupte cu forțele răului. Anume, cei 4 viitori dragoni Shaolin sunt dragonul apei Omi, a.k.a. un orfan pitic și chelios cu un ego mare care a fost crescut de către călugări la templu, dragonul de vânt Raimundo, a.k.a. un brazilian pus pe șotii, dragonul de pământ Clay, a.k.a. un cowboy care se gândește numai la mâncare, și dragonul de foc Kimiko, a.k.a. o fată temperamentală pasionată de cosplay. Așadar, în prima zi de la eliberarea Vuiei s-au activat 3 Shengong Vu-uri, primul fiind capturat de către Jack, al doilea de către călugări și pentru al treilea Omi și Jack s-au bătut într-o confruntare Shaolin. Anume, dacă unul sau mai mulți indivizi ating un Shengong Vu în același timp, ei trebuie să se lupte pentru acesta într-o confruntare, unde regulile sunt stabilite de comun acord de către combatanți. Plus, într-o confruntare Shaolin, combatanții pot folosi unul sau mai multe Shengong Vu-uri, urmând ca câștigătorul să le păstreze pe toate. Plus, ca și fapt divers, înainte de orice confruntare Shaolin, se zice Kongi Tanpai, adică start. Deci în urma primei zi, scorul este de 3-0 pentru călugării Shaolin, dar nu e mare grabă pentru că în următoarele zile și săptămâni, Jack și călugării s-au ciondănit non-stop pentru Shengong Vu-uri. În căutarea artefactelor ai noștri ajungând din New York, unde Omi și-a făcut un prieten pe nume Jermaine, până în Texas, unde Clay a trebuit să își impresioneze tatăl pentru a intra în posesia unui Shengong Vu, care era folosit pe post de moștenire de familie. Amu, pentru că Jack nu este chiar un adversar de temut, el pierde cam des și mereu se alege cu cele mai slabe Vu-uri, așa că foarte frecvent el este nevoit să colaboreze cu niște indivizi ca să aibă o șansă împotriva călugărilor. Adică pe lângă armata sa de roboți, el s-a mai aliat cu un mim, cu un ninja pe nume Tabimura care l-a turtit pe Raimundo și care l-a făcut pe-a nostru să iei lucrurile puțin mai în serios, cu un robot care s-a dat drept Kimiko pentru a fura Vu-urile călugărilor din safe și cu o tipă în costum de pisică pe nume Cat Nefty. Totuși, când vine vorba de Cat Nefty, aceasta l-a trădat pe Jack de îndată ce a intrat în posesia unui Shengong Vu numit Ghearele Tigrului Auriu, a.k.a. un obiect care permite utilizatorului să se teleporteze oriunde dorește. Deci fata s-a folosit de acest Shengong Vu pentru a jefui moluri și pentru a se duce în parcuri de distracție. Deci călugării au fost nevoiți să intervină și să o oprească. Dar pentru că la petrecere a apărut și Jack în căutarea ghearelor, Omi le-a aruncat printr-un portal în centrul pământului, astfel ca ele să nu mai fie folosite în scopuri malefice. By the way, la un moment dat, 4 Shengong Vu-uri s-au activat simultan, așa că ai noștri au fost nevoiți să se despartă pentru a intra în posesia lor. Dar din păcate, cu toții mai puțin Omi au pierdut în fața aliaților lui Jack și au fost capturați.
Dar nu e mare problemă, pentru că micuțul nostru Chelios a mers să își salveze prietenii și de unul singur le-a făcut felul lui Jack și tovarășilor săi. Amuie de menționat că pe lângă Jack, călugării Shaolin au mai trebuit să se confrunte și cu un dragon Shengong Wu numit Dragonul de Safir, a.k.a. un dragon albastru al cărui singur scop este acela de a transforma pe toată lumea în zombie de safir. Toate bune până acum, dar în sfârșit a făcut și Jack ceva util pentru Vuia. Anume, el a câștigat în fața lui Omi inima lui Jong, iar cu aceasta și împreună cu restul vuurilor pe care le avea pe acasă, Jack l-a format pe Mala Mala Jong, a.k.a. un monstru creat din Shengong vuuri. Așadar, acum că Vuia are sub control un monstru de neoprit, ea renunță la Jack și atacă templul călugărilor în căutarea mai multor Shengong vuuri. Dar hei, maestrul Fang a anticipat planurile vrăjitoarei și și-a pus ucenicii să ducă toate artefactele la loc sigur. Dar din păcate Raimundo nu a acceptat să fugă cu coada între picioare și a încercat să lupte împotriva lui Mala Mala Jong. Deci, drept urmare, a nostru a fost bătut măr și Vuia i-a intrat în cap de unde a aflat unde i se ascund colegii. Așadar, Vuia și soldățelul ei au fost la moment peste restul călugărilor. Dar, din fericire, între timp, Omi a mers în centrul pământului cu coada șarpelui, a.k.a. un Shengong Wu care te transformă în stafie și îți permite să treci prin obiecte solide. Astfel, Omi a găsit ghearele tigrului auriu și a deschis un portal în pieptul lui Mala Mala Jong, de unde i-a și scos inima care îl ținea în viață. Deci, Vuia a fost înfrântă pentru moment. Iar mulțumită eforturilor lor, Clay, Kimiko și Omi au fost promovați la rangul de ucenic Shaolin. Plus, în caz că vă întrebați ce s-a ales de Raimundo, păi maestrul Fang nu îl consideră pregătit pentru a fi un ucenic Shaolin din cauza că în ultima sa misiune, el nu a fost capabil să urmeze niște ordine simple și drept consecință el și-a pus colegii de echipă în pericol. Amude frustrarea pe care o simte Raimundo în momentul de față a profitat Vuia. Anume, Huașca i-a promis faimă și bogății și astfel l-a convins să se dea de partea răului, să fure de la prietenii săi coada șarpelui și să se folosească de aceasta împreună cu un Shengong Wu numit oglinda de inversare ca să o readucă pe Vuia la viață. Deci acum că vrăjitoarea și-a recăpătat puterile, ai noștri s-au ars. Dar surpriză, ce să vezi, Jack Spicer le-a sărit în ajutor și i-a dus pe călugării la el acasă unde are o mașină de călătorit în timp. Dar în mod obișnuit, Jack poate merge înapoi în trecut doar 2 secunde. Asta pentru că el nu are suficientă energie pentru a alimenta mașinăria pentru o distanță mai mare. Așa că ai noștri au alimentat scula respectivă cu un Shengong Wu și astfel l-au putut trimite pe Omi înapoi în trecut ca să-l întâlnească pe maestrul Dashi și să afle cum o poate învinge pe Vuia. Deci toate bune până acum, Omi l-a întâlnit pe Dashi, iar maestrul i-a dat băiatului o cutie identică cu cea în care a sigilat-o pe Vuia. Dar acum toată faza e că Omi nu știe cum să se întoarcă înapoi în prezent. Plus, între timp, forțele vrăjitoare i-au capturat pe Jack, Kimiko și Clay. Totuși, ce să vezi, în timp ce călugării erau blocați în închisoarea Vuiei și nu aveau speranță, Omi a apărut de nicăieri și i-a ajutat să evadeze. Gen, când era în trecut, Cheliuță s-a înghețat cu ajutorul unui Shengong Wu, fix în locația în care Vuia urma să își ridice palatul din prezent. Astfel, el a fost eliberat din gheață de îndată ce vrăjitoarea a fost readusă la viață. Deci, în continuare, Dojo, Kimiko și Clay fac tărăboi pentru a crea o diversiune, timp în care Omi și Jack s-au furișat lângă Vuia ca să o sigileze în cutie. Amu, planul le-a mers ca pe roate, dar nici Omi și nici Jack nu au putut deschide cutia de la Dashi. Așadar, toți călugării au fost capturați și urmează să fie uciși de către vrăjitoare. Moment în care Raimundo a realizat că el nu își dorește ca prietenii săi să dea colțul, iar cu acest gând în suflet, el a putut deschide cutiuța aia și a sigilat-o pe Vuia din nou. Așadar, lumea revine la normal, Jack e din nou malefic, iar Raimundo se întoarce la templu unde nu acceptă să fie avansat la gradul de ucenic doar pentru că a oprit-o pe Vuia, el dorind să își câștige următorul rang pe merit. By the way, nu a durat mult că Vuia a fost eliberată din nou din captivitate de către Cat Nefty, dar măcar vrăjitoarea e din nou sub forma unei fantome. Plus, hei, pentru că Cat Nefty este mai interesată de modă și bani decât de cucerirea lumii, Vuia s-a întors să lucreze cu
Jack. Amu, de ce-o primit-o Jack înapoi, nu știu. Gen, el nici măcar nu mai avea nevoie de ea pentru a găsi Shengong Wu-uri. Asta pentru că și-a construit propriul detector. Dar în fine, vă dați seama că ciondăneala pentru Shengong Wu-uri începe din nou. Iar pe lângă luptele obișnuite cu Jack Spicer, ai noștri au mai trebuit să se confrunte cu un ciclop, cu un spionă de-a lui Jack pe nume Vlad, cu un Shengong Wu care le-a materializat cele mai mari frici, cu un om de zăpadă, cu patru Malamala Jong, cu o bandă de motocicliste conduse de către sora lui Clay, cu o sirenă malefică, cu o buruiană malefică, cu un dojo malefic cu două capete, cu un Raimundo posedat de Shengong Wu-uri, cu un maimuțoi Jack care a fost pus în fruntea unei armate de primate și nu în ultimul rând cu Panda Buba, a.k.a. un interlop din China care a cumpărat Shengong Wu de la Jack și care l-a transformat pe tatăl lui Kimiko într-un zombie. Plus e de menționat că Panda Buba le-a întins o capcană călugărilor Shaolin, iar Raimundo a fost singurul care a văzut prin planul mafiotului. Astfel, datorită acestuia, călugării Shaolin au putut ieși victorioși. Deci, drept mulțumire pentru contribuția sa, în sfârșit a fost și el promovat la rangul de ucenic Shaolin. A da, era să uit că la un moment dat Jack Spicer a intrat în posesia unui Wu de călătorit în timp, numit Nisipul Timpului. Astfel, el și-a format o nouă echipă cu cei mai malefici indivizi din istorie. Iar drept răspuns, Omisa Furișat i-a furat Clepsidra și l-a adus în peisaj pe Omi din viitor. Deci, după ce Jack a fost oprit, Omi din viitor a luat Nisipul Timpului și l-a ascuns în era sa, ca acesta să nu mai cadă în mâinile cui nu trebuie. În fine, acum că toată echipa e la nivel de ucenic Shaolin, ai noștri încep încet încet să își dezvolte puteri elementale. Numai bine, pentru că în peisaj au apărut Wang și Chase Xiang. Anume, la un moment dat, cei doi s-au duelat în trecut, iar în urma luptei, Chase i-a luat lui Wang lancia preferată. Deci ca tipul să își recupereze arma, pe care, by the way, o mai are de nu știu câte ori, el l-a luat pe dojo de la călugări și l-a dat lui Chase ca să facă supă din el. Gen mulțumită ciorbei de dragon, Chase e capabil să alterneze între forma sa umană și cea de monstru. Dar nu a durat mult până când conștiința l-a mustrat pe Wang și l-a pus să meargă și să-l înfrunte pe Chase ca să-l salveze pe dojo din a deveni ciorbică. Dar Chase e departe de a fi învins, plus el i-a luat în vizor pe călugării Shaolin, în special pe Omi. Așadar, Chase a început să se apropie de Keliosul nostru preferat și la un moment dat l-a ajutat cu niște sfaturi cu care a nostru l-a putut salva pe Clay, cowboyul fiind posedat în momentul respectiv de către un demon. Gen Chase Yang consideră că Omi are potențialul de a-l învinge într-o bună zi, așa că el a făcut tot posibilul pentru a intra pe sub pielea călugărului în încercarea de a-l face să treacă de partea răului. Adică la un moment dat Chase l-a luat pe Jermaine pe post de ucenic pentru a-l face pe Omi să își înfrunte prietenul, cu altă ocazie el l-a lăsat pe Jack Spicer să-i fure puterile, pentru a-l face pe Omi să vină și să-i salveze fundul, pentru că Chase nu prea e interesat de Wu-uri și nu merge după ele, spre deosebire de un Jack care acum este o amenințare. Plus cu altă ocazie Omi și Chase au ajuns să lucreze împreună ca să salveze lumea de niște păianjeni uriași, care mâncau tot ce le ieșa în cale. Plus e de menționat că de când Chase e în peisaj, Wu-ia l-a lăsat din nou baltă pe Jack și acum stă pe lângă pletos. Totuși, de îndată ce un Shengong Wu pe nume In Yoyo s-a activat, adică geamănul lui Yang Yoyo, Chase a început să-și pună planul suprem în mișcare. Anume, el a luat adevăratul In Yoyo pe ascuns și le-a lăsat tuturor impresia că Jack Spicer îl are. După asta, Chase l-a închis pe maestrul Fang în dimensiunea In Yang și i-a manipulat pe Jack și aliații săi să atace templul Shaolin. Astfel, templul a căzut, iar Raimundo, Kimiko și Clay au fost luați prizonieri. Deci, Omi nu a avut încotro decât să apeleze la ajutorul lui Chase pentru a-și salva prietenii. Urmând ca după asta a nostru să fie manipulat de către reptilian, să meargă în dimensiunea In Yang după maestrul Fang. Kelios neștiind că dacă părăsește dimensiunea In Yang doar cu In Yoyo fără să aibă asupra sa și Yang Yoyo, el va deveni malefic. Deci pentru moment planul lui Chase a mers ca pe roate, Omi e de partea răului, Wu-ia a fost readusă la forma sa originală, doar că Chase nu
nu i-a dat înapoi și puterile, iar lumea a fost cuprinsă de haos. Amucălugării Shaolin s-au prins de schema lui Chase mulțumită unor camere de luat vederi. Așadar, ai noștri s-au infiltrat în baza reptilei de unde au luat yo-yo-urile și au mers în dimensiunea Yin Yang după ciul lui Omi și al maestrului Fang. Gen pentru a-i aduce înapoi la normal, pentru că știți voi. Omi e malefic, iar maestrul Fang a intrat într-o stare vegetativă ca ego-ul său malefic să nu preiei controlul. By the way, Jack Spicer a intrat în dimensiunea Yin Yang după călugări și a avut asupra sa oglinda de inversare. Așadar, de îndată ce s-a întors în lumea noastră, el a devenit bun. Așadar, pentru moment, se pare că planul lui Chase a fost dat peste cap. Dar cât timp Omi era malefic, Keliuță i-a jurat lui Pletuță loialitate veșnică. Așadar, chiar și după ce a redevenit bun, Omi nu a plecat înapoi la templu cu prietenii săi, ci a fost transformat într-un leuț care se alătură armatei de feline a lui Chase. Plus, în proces, reptilianul i-a absorbit la nostru puterile. Oricum, nu a durat mult până când și restul călugărilor au fost scoși din joc de către o creatură care le-a mâncat ciul. Dar hei, nu e problemă de război, pentru că Jack cel Bun a mers în dimensiunea Yin Yang și le-a adus ciul înapoi. Dar pentru că acesta avea un singur yo-yo, Jack e din nou rău, iar cel care le-a dat călugărilor ciul înapoi a fost Dojo. Așadar, în continuare, ai noștri îl provoacă pe Chase la o luptă pentru posesia lui Omi și își pun loialitatea la bătaie. Dar toată faza e că Omi trebuie să lupte de partea Shaolin. Deci după ce reptilia nu și-a luat bătaie, taie la fotbal, Omi și lumea au revenit la normal, iar drept recompensă pentru realizările lor, cei patru ucenici Shaolin au fost avansați la rangul de războinic Kudai, lucru care le-a deblocat un nou set de puteri. În fine, în calitate de războinic Kudai, ai noștri au primit atât un set de arme șmechere, cât și niște armuri care să le amplifice puterile. Plus, pe lângă asta, ei au pornit atât în căutarea unei păsări inutile a paradisului, cât și a unui cufăr numit Comoara Spadasinului Orb. A.K.A. un cufăr care le poate îndeplini orice dorință. Toate bune până acum, dar mulțumită neglijenței călugărilor și a unei păsări pe care Jack Spicer a luat-o acasă, Hannibal a evadat din dimensiunea Yin Yang și a intrat în posesia unui Shengong Wu numit Morbi Morpher, A.K.A. un Wu care permite să-și schimbe forma după bunul plac. Deci nu a durat mult până când călugării au fost copleșiți de vicleniile lui Hannibal, acesta furându-le comoara spadasinului orb, manipulându-l pe Omi absorbă energia tuturor elementelor, ca ulterior să-i fure acea putere și ba chiar la un moment dat el s-a aliat cu Jack și Vuia pentru a construi un sat de roboți care să semene cu Omi, pentru a-l face pe-a nostru să creadă că și-a găsit familia și pentru a părăsi templul Shaolin ca să își îngrijească așa zis și părinți bolnavi. În fine, ce pot să zic? Noroc cu Chase care le-a dat ticăloșilor planul peste cap. Gen or fi cu toții răi, dar ei nu se suportă între ei. Motiv pentru care la un moment dat Vuia și Hannibal au făcut echipă pentru a-l doborâ pe Chase pe durata unei eclipse când Pletuță a rămas fără puteri. În fine, amu pentru că sunt prea mulți ticăloși pe zonă, maestrul Fang și-a trimis discipolii pentru scurt timp la templul maestrului Wang pentru a se antrena. Iar în urma acestei decizii, Raimundo l-a păcălit pe Hannibal că e din nou rău pentru a reintra în posesia comorii spadasinului orb. Deci după câțiva dinozauri readuși la viață, un dragon care vindea Gongvuri false și un monstru meduză dragonă de safir, maestrul Fang și-a pus ucenicii să își aleagă o misiune pe care să o ducă la bun sfârșit. Iar în urma misiunilor îndeplinite, unul dintre ei va fi ales drept lider al echipei. Așadar, Omi s-a gândit că lumea ar fi un loc mai bun dacă Chase Yang ar fi din nou de partea binelui. Așadar, el și Dojo s-au înghețat pentru a merge în viitor, ca să-i ceară lui Omi cel bătrân nisipul timpului, cu care să meargă în trecut pentru a-l împiedica pe Chase să devină rău. Dar hei, având în vedere că Omi din prezent s-a înghețat, Omi din viitor nu mai există. Pentru că nu a existat un Omi care să îmbătrânească. Deci noul viitor creat este unul întunecat în care Jack Spicer conduce lumea. Ce pot să zic, noroc că în temnița lui Jack, Omi s-a reunit cu colegii săi de echipă care acum sunt bătrâni și împreună au intrat în safe-ul de Shengong Wu-uri a lui Jack, de unde a nostru a luat nisipul timpului și a mers în trecut. Deci nu a durat mult până când Omi a înlocuit supa care l-a transformat pe Chase în reptilă cu o supă de mazăre. Dar pe când a nostru s-a întors în prezent, el are minunata surpriză de a afla că lumea este dominată de rău. Gen pentru că Hannibal nu l-a putut corupe pe Chase, el a mers în schimb și l-a corupt pe
Wang. Amu, din păcate, Omi nu se poate întoarce înapoi în trecut pentru a-și repara greșeala, pentru că forțele răului i-au distrus nisipul timpului. Dar hei, cu puțin ajutor de la Chase cel Bun, a nostru a scăpat din încurcătură pentru moment, s-a reunit cu prietenii săi care acum sunt fermieri și a dedus că dacă se întâlnește cu Omiul din această lume, el va crea un paradox care va aduce totul la normal. Deci, toate bune până acum, dar Omiul respectiv este înghețat în castelul băieților răi. Deci normal că ai noștri au fost capturați în timp ce încercau să se furișeze înăuntru. Dar pentru a evada din captivitate și ca să își continue misiunea, Chase s-a băut din nou supa care îl face rău, urmând ca după aceea în fața lui Omi cel înghețat, cei patru călugări Shaolin să se dueleze într-o confruntare cu Chase, Wang, Vuya și Hannibal. Confruntare în care Raimundo a dat 110% și și-a condus echipa către victorie. Deci după luptă cei doi Omi s-au întâlnit și au format paradoxul care a adus lumea înapoi la normal. Plus, în urma tuturor acestor peripeții, cel care a fost ales drept liderul echipei este Raimundo. Da, și eu speram ca Omi să fie alesul. Dar în fine, desenul se termină aici cu cei patru călugări care se pregătesc să înfrunte din nou forțele răului. Fraților, și cam asta a fost povestea confruntării Shaolin. Iar în caz că vreți un video și cu cronicile Shaolin, nu ezitați să-mi ziceți asta în comentarii. Acestea fiind zise, mai vreau să vă spun doar că săptămâna viitoare scot un video cu Pokémon în X minute. Deci până atunci eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Crazy Jeleu, The TV Man 22, Bizo, Florentin Ștefu, Mihai Mitrea, Rustic Băcapa, Baciu Cristinel, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticii Ionuții YY, Ștefan Binefăcătorul și de zeul H Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare cu Pokémon.